Cum probabil ați văzut deja în hotărârea CNSU, la nivel de principiu, o serie de schimbări importante în strategia privind modul de funcționare a școlilor din România și grădinițelor. Aceste schimbări sunt detaliate în ordinul comun Ministrul Sănătății, Ministrul Educației, care a fost semnat și care a fost trimis la monitorul oficial, urmează să se publice în maximum 2-3 ore, în care sunt clarificate toate, absolut toate aspectele ce țin de funcționarea școlilor, atât din perspectiva educației, cât și din perspectiva sanitară. Schimbările importante, în rezumat, o să-l rog pe domnul ministru să prezinte partea medicală și completări la ceea ce Ministrul Educației consideră schimbări importante, sunt următoarele. Ne-am decuplat atât de rata de incidență a infectărilor, cât și de rata de vaccinare a personalului din învățământ. Parametru, rata de vaccinare personal din învățământ, introdus în data de 5 noiembrie 2021, consider că a fost o motivație puternică pentru ca în prezent personalul din învățământ să fie cea mai numeroasă în valoare absolută categorie socioprofesională vaccinată. Mult peste 70%. La acest nivel de vaccinare în școli a contribuit, fără doar și poate, și introducerea, acum 2 luni, a acestui parametru rate de vaccinare. În prezent, dată fiind specificitatea variantei Omicron, și nu intru nici de cum pe domeniul domnului profesor Rapila, s-a propus, s-a explicat, s-a analizat în profunzime schimbarea modului de abordare către gradul de încărcare a mediului spitalicesc. Pragul este de 75%, un prag care nu este atins în niciunul dintre județele României în prezent, deci din perspectiva educației, luni, toate școlile și toate grădinițele din România, din această perspectivă, vor putea să funcționeze cu prezență fizică. Cea de-a doua schimbare este a suspendării activității cu prezență fizică în fiecare clasă din școală sau în fiecare grupă din grădiniță, atunci când sunt 3 cazuri de infectare în 7 zile consecutive. Este o schimbare importantă. Se păstrează regula intrării în online a întregii școli atunci când cel puțin jumătate din numărul de clase au activitatea fizică suspendată. Suspendarea clasei, activității fizice în clasă, se face prin decizia Consiliului de Administrație al școlii. Suspendarea activității fizice la nivelul întregii unități de învățământ se face prin decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, respectiv a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență. Regulile se aplică unitar la nivelul fiecărui județ, cu excepția regiunii București-Ilfov, care, din cauza specificității cunoscute, vor fi tratate împreună. Analiza se va face în ansamblu București-Ilfov. Este singura excepție. Restul vor funcționa cu prezență fizică sau, dacă va fi cazul, sperăm să nu fie cazul, vor trece în online toate școlile și grădinițele dintr-un județ atunci când situația se va agrava, dacă se va agrava în acel județ. Spre deosebire de decizie suspendarea activitate clasă din hotărârea Consiliului de Administrație al școlii, repet, la nivelul unei școli este nevoie de hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Acestea sunt schimbările majore care fac posibilă derularea procesului educațional în condiții maxime de siguranță sanitară, maxime într-un context dat care este complicat. Modelul, să știți că nu este original românesc, a fost adoptat și în alte țări, spre exemplu, Franța, până săptămâna trecută, a funcționat pe aceeași regulă, suspenda activitatea într-o clasă, dacă apăreau 3 cazuri într-o clasă. Ulterior, precizez că noul protocol sanitar din Franța prevede că și la depășirea celor 3 cazuri, clasa își continuă activitatea cu prezență fizică, iar cei care sunt infectați se izolează aceleași perioade de timp pe care le-am adoptat și noi. Am încercat să sintetizez, domnule ministru,
Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc pentru invitație și pentru colaborare Ministerului Educației și, bineînțeles, domnului ministru Câmpeanu. Noi am încercat să ajutăm Ministerul Educației să poată să ia o decizie echilibrată în ceea ce privește funcționarea școlilor. Ne dorim, așa știu cel puțin din tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, să menținem școlile deschise, nu cu orice preț, ci trebuie să adaptăm modul în care deschidem școlile sau le menținem deschise în funcție de evoluția epidemiologică, dar și de particularitățile noi ale tulpinii Omicron, care au schimbat tabloul, dacă vă uitați ce se întâmplă și în România și în alte țări, față de trecut. În ce sens? În sensul că această boală are o transmisibilitate în momentul de față mult mai mare. Cifre incredibile, de exemplu, Franța, 300.000 de cazuri noi într-o zi, Marea Britanie, Italia, peste 200.000 de cazuri noi într-o zi, și gândiți-vă că sunt țări care au o populație cam de 3 ori mai mare decât populația României. Am discutat, dacă vreți, în cifre românești, undeva între 80 și 100.000 de cazuri pe zi. Nu suntem, din fericire, în această situație, însă ceea ce observăm în paralel este că numărul de cazuri internate din numărul de cazuri noi înregistrate zilnic se situează în jurul valorii de 2-2,5%. Deci cam atâția se internează în fiecare zi, în plus 200-250 de persoane sunt internate în spitale, cu toate că înregistrăm, vedeți, cifre foarte mari la nivelul cazurilor confirmate, care se apropie de 10.000 de persoane zilnic. Atunci noi am reflectat împreună cu colegii de la Institutul Național de Sănătate Publică să găsim o soluție rezonabilă, nu știu dacă e perfectă, dar o soluție rezonabilă care să permită deschiderea, funcționarea școlilor pe de-o parte și să permită luarea unor măsuri care să împiedice blocarea sistemului de sănătate, pentru că dacă discutăm despre această infecție, vedeți că ea se transmite și la persoanele vaccinate. Domnul ministru făcea referire la acoperirea vaccinală din școli, care sigur a fost un instrument util, a crescut, a dus la creșterea acoperirii vaccinale în rândul persoanelor didactic și nedidactic, dar boala se transmite și la persoanele vaccinate, chiar dacă într-o formă ușoară sau mult mai ușoară decât în cazul celor nevaccinate. Trebuie să înțelegem că sănătatea acestei generații de copii, mă refer la dezvoltarea lor fizică, dezvoltarea lor psihică, depinde de funcționarea școlilor. Totuși, am prevăzut o situație în care școlile dintr-un județ se închid, atunci când 75% dintre paturile destinate COVID, conform planului de reziliență, sunt ocupate. Atunci recomandăm închiderea școlii, așa cum v-a spus domnul ministru, există o procedură prin care Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență decide încetarea cursurilor, dar în mod evident atingerea acestui parametru ne dorim să fie cât mai întârziată sau deloc. Care e situația de astăzi? Situația de astăzi, și să-mi permit să vă citesc câteva cifre, ele vor fi disponibile pe site-ul fiecărei direcții de sănătate publică, variază între gradul de ocupare al paturilor, cel mai mult în județul Suceava, 34%, urmat de Cluj, 28%, pentru București și Ilfov, 16%, între paturi sunt ocupate, iar la nivel național, 16% este gradul mediu de ocupare al paturilor destinate aceste infecții, un total de 25.000 de paturi, inclusiv paturile ATI. Probabil că și o să încerc să răspund la 2 întrebări pe care dumneavoastră s-ar putea să mi le pune și aș vrea să răspund chiar înainte ca să lămurim lucrurile. De ce 75%? Probabil una dintre întrebări. Pentru că
a fost o evaluare a colegilor din zona de sănătate publică și de asistență medicală, care consideră că atingerea acestui prag trebuie să ducă la luarea unei măsuri care să reducă transmisibilitatea și brusc, și atunci vom solicita această decizie de închidere a școlii pentru un interval de timp care să ducă la scăderea până la 70%. De ce nu tot până la 75%? Ca să nu ne jucăm în jurul acestei cifre, este important să fie o diferență sensibilă, încât atunci când redeschizi școala să nu fii în situația ca săptămâna viitoare să o închizi din nou. Este bine să existe continuitate pentru procesul de învățământ. De ce 3 cazuri într-o clasă? Pentru că aceasta este definiția focarului epidemiologic pentru orice boală transmisibilă, și pentru pojar, rujeolă, da? Și pentru oreol sau parotidită epidemică, și, bineînțeles, și pentru această boală folosim un etalon care este cunoscut de toți epidemiologii. De ce 7 zile? Pentru că aceasta o considerăm o perioadă de incubație. De exemplu, un copil se îmbolnăvește în ziua 1 și atunci perioada de incubație în care ar mai putea să apară cazuri să fie, în general, este mai scurtă, mai ales la tulpina Omicron, și am ales 7 zile. Școala se închide dacă acest lucru, respectiv suspendarea activității din clase, se întâmplă simultan în jumătate dintre clasele din școala respectivă, atunci ea intră online. Cam astea sunt elementele pe care le-am avut în vedere și care cred că vor face posibile 2 lucruri. Sustenabilitatea procesului de învățământ, și cum vă spuneam, nu e vorba doar de procesul de învățământ, e vorba de modul în care se vor dezvolta copiii acestei generații, care au fost ghitregiți și afectați foarte serios în ultimii 2 ani de ceea ce s-a întâmplat. Să încercăm să ținem un echilibru cu capacitatea de acordare asistenței medicale, iar lucrul ăsta este coroborat cu un cadru mult mai larg pe care l-am construit, a zice eu, într-o perioadă de timp record, în ciuda diverselor comentarii, critici și așa mai departe, care înseamnă creșterea foarte mare a capacității de testare la medicii de familie, creșterea capacității de evaluare și de investigare a pacienților care prezintă forme medii de boală sau prezintă comorbidități, la nivelul celor peste 200 de centre de evaluare de la nivel național, accesul la medicație antivirală specifică în centrele de evaluare și în spitale, și încercăm să aducem și în farmacie unul dintre antiviralele care, să spunem, se pretează la eliberare în farmacie, dar, repet, numai cu prescripție medicală și după evaluarea pacientului. Și, bineînțeles, pregătirea spitalelor, încât ele să acorde, pe de-o parte, îngrijiri pacienților COVID-19 categoric, dar menținerea funcțională a spitalelor, încât să poată să acorde asistență medicală tuturor categoriilor de pacienți. Astea sunt măsurile pe care noi le-am luat, am lucrat foarte intens în ultimele săptămâni, să putem să facem operațional acest sistem. Mă bucur că există în momentul de față legislația aprobată și în scurt timp, atât medicii de familie, în zilele următoare, asta înseamnă scurt timp, cât și centrele de evaluare ale pacienților pot încheia contractele cu casele de asigurări de sănătate, încât acest sistem de medicină ambulatorie care să prevină supraîncărcarea spitalelor să devină operațional. Vă mulțumesc, dacă vor fi întrebări. O completare înainte, dacă îmi permiteți. Ziua de referință va fi ziua de